Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Dezbaterea Zilei. Astăzi discutăm despre proiectele ce urmează a fi implementate la Institutul de Psihiatrie Socola. Alături de mine doamna Cristina Dobre, managerul Institutului. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Felicitări pentru concursul pe care l-ați câștigat de pe 27 decembrie anul trecut. Sunteți manager cu mandat de plin. Mulțumesc! Probabil ați apucat să vă faceți un plan. Pe ce vă veți axa și aici m-aș referi în primul și în primul rând la modernizarea infrastructurii, pentru că sunt clădiri vechi totuși. Da, marea majoritate a clădirilor institutului sunt clădiri vechi, așa cum am scris și în proiectul de management care m-am prezentat la concurs. Unul din obiective este tocmai reabilitarea și modernizarea clădirilor existente. Pot să vă spun ce avem în vedere în momentul de față. Sunt câteva lucruri care deja sunt începute. Primul pas a fost inventarierea tuturor clădirilor și suntem în prim proces de inventariere. În același timp am identificat pavilionul 3 femei, unde exista dinainte făcut un DALI. Acum suntem în faza în care suntem în procedură de achiziție pentru un acord cadru de lucrări pentru reabilitarea pavilionului 3 femei, având în vedere daliul deja existent. Valoarea proiectului este de 2.857.000 de lei și probabil finalizarea acordului cadru, asemnării acordului cadru, va fi undeva în aprilie. Deci din acel moment, cu ajutorul echipei și cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că intrăm în linie dreaptă. Finanțare de la minister? Finanțare de la Ministerul Sănătății probabil va fi, având în vedere că este o lucrare de așa învergură, nu putem să acoperim noi toate cheltuielile necesare acestei modernizări. Investiții în modernizare se vor face și la secțiile externe de la Șipote și Grajduri? Sigur, sigur. Următorul care e trecut pe plan este secția de neuropsihiatrie infantilă. Este o zonă extraordinar de frumoasă, o clădire veche, dar foarte frumoasă. Acolo iarăși suntem în procedură acord cadru. Valoarea estimată a lucrărilor va fi undeva la 209.000 lei și asta o să o suportăm noi din veniturile noastre. Termen de finalizare a acordului cadru, încheierea acordului cadru, tot așa 3 luni, după care sper să putem avea acest compartiment. În momentul de față are 20 de paturi, neuropsihiatrie infantilă. Și care marea... unde este? În Socola, pe Bugiu 36. Socola. Da, da, da. Deci la sediul central. Eu mi-aș dori foarte mult ca după momentul în care finalizăm modernizarea acestei zone, pentru că spațiul ne permite să încercăm o modificare de structură cu avizul Ministerului Sănătății, în așa fel încât compartimentul de 20 de paturi să devină secție cu cel puțin 45 de paturi. Și spun asta din două. Dar există adresabilitate așa de mare? Exact de asta spun. Da, există adresabilitate și mai e un lucru. Suntem singura secție pediatrică de această specialitate din zona Moldovei și ar trebui să fim secție și din perspectiva organizării unei linii de gardă. Mai există copii cu probleme și în weekend și în sărbătorile, în timpul sărbătorilor legale și atunci ar fi o mână întinsă către pacienții către noștri. Către pacienți, către părinți, sigur, către pacienți. A scăzut mult vârsta celor care au nevoie de o internare la Institutul Socola? Nu, nu. Neuropsihiatria infantilă se păstrează în aceleași limite. Sunt convinsă, în schimb, că pandemia a mai diminuat din numărul de internări. Noi avem servicii psihiatrice și psihologice pe care le oferim și în centrele de sănătate mentală și în ambulatoriu. Și pe perioada pandemiei, o parte din pacienți s-au mutat, au apelat la serviciile de acest tip. Doar că serviciile cu internare continuă rămân necesare și eu cred că vor fi necesare cu atât mai mult după acești 2 ani de pandemie. Ați deschis, permisiuni sau urmează să deschideți o secție, un punct de analize l-am medicale? Deschis. L-ați deschis de, pe 14 februarie, ieri. Ieri l-am deschis, este pe Lascăr Catargi, la Centrul de Sănătate Mentală al nostru de pe Lascăr Catargi. E chiar în vecinătatea DSP-ului. Vis-a-vis de DSP, da, și sunt foarte fericită că ieri așa e un proiect pe care l-am făcut într-un timp foarte scurt și cu ajutorul echipei din spital și la care toți am pus umărul. Și mă bucur foarte mult că ieri am avut foarte mulți pacienți. Cui se adresează? Tuturor. Deci nu trebuie să ai o problemă
Psihiatrică, nu, 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 da? nu, Pentru nu. că mulți probabil asta înțeleg. Nu, Nu. este pur și simplu un centru E un laborator laborator de de analize analize medicale. medicale. Deocamdată facem parte de hematologie, biochimie, mai puțin imunologie, pentru că nu avem aparatura necesară. Pentru partea de biochimie, hematologie, avem aparatură de bună calitate, suntem acreditați RENAR, suntem în contract cu casa, ca orice alt laborator, și pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, vă așteptăm să vă faceți analizele. Proiecte deja o lună și câteva zile și un prim proiect realizat deja, proiecte care urmează să fie demarate, personal necesar aveți, pentru că în sistemul sanitar românesc nu e o noutate și știți asta pentru că sunteți la al treilea spital pe care îl conduceți, ați fost manager la recuperare, manager la Elena Doamna și știți foarte bine că întotdeauna managerul de spital se plânge de personal. Nu, nu pot să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Poate ar fi doar o singură zonă care nu este acoperită la momentul de față, având în vedere specificul spitalului. Noi putem angaja supraveghetori, sunt acele persoane care pur supraveghează, deci nu au nicio atribuție din punct de vedere medical, ci doar supraveghează pacientul. Ei nu au fost, sunt pe statut de funcție al spitalului, aceste poziții nu au fost angajați niciodată. Și acesta cred că ar fi singurul, aceasta ar fi singura zonă unde ar mai trebui să angajăm personal. În rest, mici excepții, știu eu, medici pentru îngrijiri paliative pentru Bârnova. La paliație există un alt normativ de personal și în momentul de față avem puțin medici și vom mai angaja. În rest, personalul este suficient, nu e foarte bine distribuit, dar... Dar asta vom puteți, amenaja asta și puteți, acest aspect. Asta puteți reorganiza în perioada imediat următoare. Aparatură? Pentru că vorbeați de investiții, vorbeați de acest centru de analize medicale nou deschis, spuneați de profesionalismul angajaților dumneavoastră, modernizare, dar trebuie și aparatură. Da. Avem în plan, acum suntem în inventarierea, în perioada de inventariere a aparaturii existente în spital. În ceea ce privește laboratorul de analize medicale, aparatura pe care o avem este de foarte bună calitate, o aparatură modernă. Am avea nevoie de un analizor de imunologie, aparatură pe partea de imunologie, și aceasta o avem în plan, să o achiziționăm ca să ne mărim portofoliul de servicii. Iar pe partea de computer tomograf, radiografie, ecografie, avem aparatură foarte bună și în scurt timp, după contractarea cu casa, deja la computer tomograf se poate și acum, dar pentru partea cealaltă încă nu, o să vă anunț la fel că oferim servicii ca la laboratorul de analize medicale. O unitate sanitară extrem de importantă. Cum pacientul teoretic vine către dumneavoastră, dar cum încercați să îl convingeți pe un eventual pacient să apeleze la Institutul de Psihiatrie Socola? Mulți resping. Dacă nu am nevoie să merg să vorbesc cu un psihiatru, cum încercați să-i atrageți pe cei care chiar au nevoie? Acum discutând la modul și ne luând în râs această problemă, în general pacienții vin la noi pentru că nu mai există un alt spital de această specialitate în zonă. Suntem singuri, e un pic de monopol așa. Pe partea cealaltă, cred că soluția până la urmă nu este pacientul internat în spital, ci pacientul care îi se acordă îngrijiri la nivelul comunității. Și pentru asta avem în vedere dezvoltarea centrelor de sănătate mentală. În momentul de față avem 3 pe municipiul Iași. Ele nu sunt suficiente. Deci avem unul la Ghelerter, unul pe la Scărcat-Argeș și unul la sediu central. Cred că aceste centre de sănătate mentală ar trebui și regândite, repoziționate, în așa fel încât să acopere toate zonele municipiului Iași, chiar să ne extindem în județ, iarăși ar fi o parte importantă. Și centrele de sănătate mentală fac legătura între pacient și spital. Și spital. Da. Deci este un prim pas. Da. Și un prim pas și pasul de după internarea continuă, în care pacientul este monitorizat. Orice pacient externat necesită o monitorizare. Pandemia va afecta din punct de vedere financiar, din punct de vedere organizatoric? Pandemia ne-a afectat pe toți. Eu cunosc mult mai puțin, eu am venit pe 27 decembrie, eu pot să vorbesc mai mult de valul 5 al pandemiei. Ne-a afectat și la nivelul mentalului colectiv. Oamenii cred că au fost foarte speriați inițial. În momentul de față s-au mai obișnuit și lucrurile s-au așezat un pic diferit.
Din punctul de vedere al finanțării, am avut finanțare pe toată această perioadă, deci nu avem niciun motiv să ne plângem de ceva. S-au mai schimbat reguli, s-au mai readaptat reguli. Mai Poate a avut există și acele părți bune fluxuri? și Știu că părți la un mai dat puțin erau bune. fluxuri, se făcea un test, o analiză, sau dacă era Există. confirmat, în continuare există Da, acele da, fluxuri. da. Dar alea sunt obligatorii și părerea mea sinceră e că această pandemie pe noi ne-a trezit puțin la viață. Când spun pe noi, mă refer la întregul sistem medical, pentru că, în mod normal, orice pacient care ajunge la spital, el trebuie investigat inițial. N-ai de unde să știi dacă e purtător, e bolnav, are o problemă de sănătate care îi poate afecta și pe ceilalți. Deci ar fi util. Cred că inclusiv testările pentru hepatite, testările HIV, ar fi foarte important de știut în momentul în care pacientul intră în spital, chiar dacă declară sau nu declară, ar trebui ca noi să ne putem permite să-i Eu testăm cred ca că e să nu un afectăm viața celorlalți. bine și pentru pacient, pentru că poate să afle, de Sigur. exemplu, că are și o altă afecțiune, nu doar Sigur. cea psihiatrică. E bine și pentru colegii de salon, e bine și pentru Da, personalul pentru toți. medical, pentru că vezi exact ce are. Activități. Știu că în urmă cu câțiva ani se făceau activități cu cei care puteau fi deplasați, da, cu pacienții dumneavoastră, pacienții institutului, se mergeau prin nordul Bucovinei. Și pare mi se că în ultima perioadă nu s-au mai făcut. Vă gândiți din nou să reluați aceste excursii? Exact, practic excursii. Sigur, în ultima perioadă, contextul epidemiologic Și asta nu este a adevărat. permis, nu a permis să se realizeze niciun fel de alte manifestări, știu eu, în afara institutului. Nu m-am gândit în momentul de față la acest lucru, dar sunt convinsă că cel puțin unei părți din pacienți, i-ar fi absolut necesară această ieșire din mediu pentru o perioadă de, nu știu, o zi, două. Sunt convinsă de Știu că acest lucru. se mergea mult pe partea spirituală. Erau vizitate Ceea ce e mănăstiri prin foarte nordul bine. Moldovei, da, pentru liniștea sufletească, dacă putem spune așa. Da, acum, în ultimii ani, vedeți dumneavoastră, există acest curent care a ajuns și la noi în ceea ce privește îngrijirea holistică a pacientului. Pacientul nu e doar, știu eu, un ficat afectat sau un rinichi afectat sau pacientul e un tot și atunci ar trebui să ne ocupăm de toate laturile lui, atât fizice cât și spirituale, Spirituale. cu siguranță. Aveți ocupat în proporție de cât unitatea sanitară? Din 870 de paturi, la momentul de față avem ocupat undeva la 570. Finanțarea este în funcție de numărul de paturi ocupate sau Nu, în faceți un momentul buget? de față finanțarea este pe suma contractată cu Casa de Asigurări la contractarea din anul precedent. Deci deocamdată așa se merge. Noi n-am suferit foarte mult din cauza pandemiei cu fluctuațiile de pacienți, pentru că noi avem foarte mulți pacienți cronici. Pacienții din paliație au rămas la noi indiferent că a fost COVID sau n-a fost COVID, cronicii de lungă durată la fel. Atunci asta s-a resimțit mai puțin la spitalul nostru. Nu e o provocare, doar o întrebare. Știu că am vizitat Poate fi teren și provocări, servici. eu nu mă feresc. Era la un moment dat o piscină, era un teren de tenis de câmp, era zona de livadă. De asta v-am zis că nu e ca o provocare, dar probabil că acea piscină a fost funcțională de moment ce ea există acolo. Teren de tenis de câmp, la fel, zonă pentru table, pentru șah, ai ca să le oferiți pacienților și posibilitatea când stau afară să nu stea bine, cei care au liber, cei care se pot deplasa, să aibă și posibilitatea să facă și alte activități decât doar o plimbare sau citit unei cărți. Piscina este situată în zona pavilionului unde își desfășoară activitatea compartimentul de neuropsihiatrie infantilă. Este o... Bun, piscina e mult spus Un acum, deci bazin, e da, locul unde ok, era era un piscina. bazin, da, un bazin. Deci nu mai poate fi considerat în momentul de față piscină. Cât a fost pandemia, nici nu poate fi în discuție. În momentul de față căutăm surse de finanțare în așa fel încât să îmbunătățim structura institutului, infrastructura institutului. Nu este o prioritate Categoric, categoric. în momentul de față, adică aș vrea să văd că am asigurat toate spațiile medicale, pentru că există și multe riscuri. Adică vă dați seama că personalul care supraveghează ar trebui să fie mult mai mare, copil și adult.
dacă i-aș scoate la piscină, nu pot să lași un adult să supravegheze 5 copii. Categoric. Mai ales că au și Riscurile, problemele pe la care asta le mă au. refer, riscul este destul de mare și știți cum e la noi în lumea medicală, primul lucru e să nu faci rău și după aia vin restul, dar prima dată trebuie să ții toate măsurile de precauție ca să fii sigur că nu faci nimic rău. Rămâne în discuție, dar nu este o prioritate în momentul de față asta. La un moment dat erau probleme legate de medicamente. Nu existau medicamente, nu se mai fabricau, trebuiau aduse din străinătate. În momentul de față, în ceea ce privește. În momentul de față nu, n-am această problemă. Noi ținem legătura, deci facem ședințe operative cel puțin de 2 ori pe săptămână cu comitetul director și nu s-a ridicat în această perioadă, nu s-a ridicat niciodată problema medicamentelor, că n-am avea medicamente. Doamna manager, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm să ne povestiți despre cum au demarat și cum se lucrează la Institutul de Psihiatrie Socola și de ce nu, poate peste vreo 2 ani și bazinul ăla de not. Vă Vă mulțumesc mult că mulțumesc ați și eu. acceptat invitația noastră. Mulțumesc și Eu eu. sunt Lucian Bălteanu, iar până data viitoare, numai bine, la revedere!